Proprietarii unei saune din orașul Ungheni, cu vârsta cuprinsă între 35 și 57 de ani, au fost reținuți de poliție pentru 30 de zile. Aceștia sunt suspectați că au recrutat și exploatat sexual 5 tinere din diferite localități ale țării, printre care și două minore. Fetele proveneau din familii social vulnerabile, o parte dintre ele locuiau în acea saună. Afacerea era pusă pe roată de circa 2 ani. În urma investigațiilor efectuate de oamenii legii, s-a stabilit că clienții, care achitau câte 500 de lei pe oră de saună, suplimentar li se puneau la dispoziție tineri care ofereau servicii sexuale. Ca urmare, a percheziției în saună, polițiștii au depistat trei bărbați care beneficiau de serviciile sexuale a trei tinere, două dintre care erau minore, 16 ani. Pe acest fapt au fost inițiate două cauze penale privind proxenetismul și traficul de copii. Conform legislației în vigoare, persoanele culpabile riscă închisoare de la 15 până la 20 de ani sau detenție pe viață.